Bun ziua și bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vom cerceta cuvântul Sfintei Scripturi din Duminica 28, după pogorârea Duhului Sfânt. Este vorba de un fragment din Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 14, versetele 16 până la 24. Ca denumire veți găsi în calendare pilda stăpânului care a invitat la cină. Textul este următorul. Zisa Domnul, pilda aceasta, un om are care a făcut cină mare și a poftit pe mulți și a trimis el la ceasul cinei pe slujitorul său să zică celor poftiți, veniți căci totul este acum gata, dar toți au început să-și ceară iertăciune, ca și cum ar fi fost înțeleși. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Te rog să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc. Te rog să mă ierți. Al treilea a zis, mi-am luat femeie și pentru aceasta nu pot veni. Și întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se stăpânul casei, a zis slujitorului său, Ești de grabă în piețele și ulițele orașului și săracii și betegii și orbii și șchiopii adu aici. Și întorcându-se slujitorul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Atunci stăpânul a zis către slujitor, ești la drumuri și la garduri și se lește pe toți să intre ca să se umple casa mea. Că își vă spun, niciunul din oamenii aceia care au fost poftiți, nu va gusta din cina mea. <coughs> Dragi prieteni, Cuvântul Sfintei Scripturi de astăzi ne vorbește despre relația dintre noi și Dumnezeu, dintre om și Dumnezeu. Și ne vorbește în pildă ca înțelegând în funcție de inima fiecăruia să trecem și la lucrare. Iar cei care vor avea o inimă mai curată și mai aproape de Dumnezeu, vor fi mai cercetători în acest cuvânt, vor găsi cale și se vor apropia, ca la cină să fie printre cei care au câștigat bucuria stăpânului și nu către cei care au pierdut. <coughs> spune, spune cuvântul, așa cum am zis mai devreme, e vorba de o pildă și cuvântul chiar mărturisește, e vorba de o pildă pe care a zis Mântuitorul, a zis-o ucenicilor și eventual celor mai de aproape care îl ascultau în momentul acela. Un om are care a făcut cine mare și a poftit pe mulți. Dacă este un om are care înseamnă că este omul în esență. Este omul sau omul generic, adică Dumnezeu, după al cărui echip s-a făcut tot omul. Deci este un stăpân, un om de sine, un om puternic și complet în toate valențele manifestării sale. Mai departe vedem că este și un stăpân și care organizează mișcarea stăpânirii sale acolo unde este. Chiar și cei bogați au oarecare raportare față de acest om. Deci este stăpânul acelei existențe. Al creației este Dumnezeu. Că acei bogați la un moment dat n-au mai ținut cont de această relație îmbătați de bogăția și afacerile lor. Asta este o altă problemă care vom cerceta pe parcurs. Practic este o slăbiciune prin care ei înșiși au căzut din uh, bucuria stăpânului lor. Deci a făcut cină mare, cât de mare cină, atât de mare încât să intre toți. Și mai ales că aceștia erau poftiți. Cina încă nu era gata, dar erau poftiți, ceea ce înseamnă că trăiau într-o așteptare. Trăiau într-o pregătire sau ar fi trebuit să trăiască într-o pregătire. Cina era în perspectivă și trebuia să se întâmple, iar la momentul întâmplării, când ar fi fost mai din scurt anunțați, Categoric, ar fi trebuit să fie pregătiți. Ce este cina? Este o cină, este o întâlnire la nivel de egalitate între Creatură și Creator. Am putea asemăna cu momentul de judecată în care Dumnezeu va sta înaintea oamenilor și oamenii vor sta înaintea lui Dumnezeu, iar cei care vor fi fost atenți în viața lor și cu purtare de grijă față de viața lor înaintea lui Dumnezeu, vor sta fără frică, cu îndrăzneală, cu bucurie, cu mângâiere, valoroși simtindu-se și apropiați fi ai împărăției și moștenitorii împărăției Dumnezeu. Cei care vor fi fost în oarecare lepădare, defect sau infracțiune, normal că vor sta cu mai multă frică. Dar nu pentru asta ne cheamă Dumnezeu la cină, nu pentru asta vine Dumnezeu înaintea noastră să stăm cu frică, ci fiecare va sta cu frică în măsura neseriozității, neascultării și nesimțirii sale. Deci a poftit pe mulți. Mulți erau poftiți, probabil în virtutea gândirii lui Dumnezeu și în virtutea arvunei pe care Dumnezeu le dăruise în această bucurie. Numai că timpul trece, cina se pregătește și vine și ceasul cinei. Și atunci stăpânul trimite pe slujitor să zică celor poftiți. Deci, întâi celor poftiți le zice, practic la început, poate cina fusese gândită doar pentru cei poftiți, cei care aveau arvuna participării la această cină. Am putea spune, fără să exagerăm foarte mult, că este vorba de acești care au fost poftiți, cei care Dumnezeu le-a dat oarecare deschidere și înțelegere dinainte să se apropie de împărăția Dumnezeu, dar care pe parcurs vom vedea din cele ce am citit că au neglijat-o și n-a fost spre sănătatea și binele lor. Slujitorul a mers la cei poftiți și le-a zis, veniți că și totul este gata. Deci ei trebuia să stea în așteptare și acum primeau vestea că totul este gata și pot să vină. Numai că așteptarea lor a fost interesantă, că tocmai acum când trebuiau să fie mai pregătiți, pare că hotărârea stăpânului i-a luat pe în surprindere. Și încep să se scuze cumva și de neparticipare. Refuzând participarea, încep să se scuze. Spune aici, toți au început să-și ceară iertăciune. E politicos, e frumos că își cerea iertare, dar vedeți, nu e suficient. Aici este un gen de iertare care nu devine eficientă care este degeaba. Când îți bași dor de Dumnezeu și nu faci pocăință, nu te îndrepți, a zice iartă-mă este inutil. Este foarte important momentul acesta pentru noi că ne-a obișnuit prin virtea unei educații fals politicoase greșim, suntem conștienți și zicem iartă-mă frate sau iartă-mă doamne. Dar nu te schimbi deloc, <coughs> nu te întorci, nu-ți pare rău, nu schimbi viața ta, nu te lepezi de murdăria din viața ta și crezi că e suficient să ceri iertare și gata și vine iertarea. Și este fals. Aici vedem că nu ajută nimic iertarea aceasta superficială, iertarea aceasta de etichetă, doar de imagine. A venit vremea că nu ne mai jucăm nici cu oamenii, dar cu Dumnezeu. Ar trebui să ne maturizăm totuși până la urmă, că vremea trece și nu așteaptă. Și s-ar putea că la un moment dat să fie prea târziu. Deci, ce mai observă slujitorul? Că toți au cerut iertare ca și cum ar fi fost înțeleși. ce deci este un duh potrivnic care a mers prin toți, un duh de mândrie, de încăpățânare, de căpoșenie, de slavă de șartă, oricum un duh potrivnic a adevărului Hristos și curăției în Dumnezeu, care le-a dăunat lor foarte mult și le dăunează tuturor, nu numai lor, și nouă și celor care vin după noi sau sunt împreună cu noi. Și cam ce spuneau? ca să vedem cu ce puteau compara ei invitația lui Dumnezeu la cină, invitația stăpânului la cină, invitația lui Dumnezeu la comuniune. Cel din tâi zice, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Oare ai cumpărat un ogor? Oare ogorul ăla era al nimănui, nu era al stăpânului, căruia și tu îi aparții? Oare ogorul ăla e mai important decât întâlnirea cu stăpânul? Dacă l-ai cumpărat, oare fuge undeva o ăla, nu puteai să-l vezi și mâine și poimne și altă dată? Oare chiar acum trebuia să-l vezi? Oare vederea ogorului împlinește nevederea stăpânului? Sunt multe întrebări la care acest om nu și-a răspuns sau poate că și-a răspuns sau sunt multe întrebări care arată că practic altul era motivul Neprezentării sale în fața stăpânului. Și ăsta era domnul pretext, pentru că e prea subțire, prea de paie, prea nu funcționează, prea nu are valoare și gre, greutate, nu are consistență. Mi-am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, chiar pune trebuie, ceea ce înseamnă că este urgent. De ce să fie urgent? Nu-ți la nimeni, nu fuge. Ba, ai mai mult motiv să vii la stăpân cumpărând un ogor dând slavă și cinste și mulțumind că te-a ajutat să împlinești această dorință ascunsă a ta. Cert este că una peste alta, slujitorul a înțeles că posesia, proprietatea ogorului pare să fie mai importantă decât comuniunea cu stăpânul. Și asta a înțeles și stăpânul și n-a fost în favoarea celui poftit, mai ales că avea timp să se pregătească. Vine rândul celuilalt, al doilea, al treilea și poate că au fost mult mai mulți un altul zice, am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să încerc, te rog să mă ierți. Și acesta e politicos, cere iertare. Dar ce fel de iertare? Că nu te mângăie cu deloc, cu nimic. Nu intră la inimă. Compară întâlnirea cu stăpânul cu achiziționarea a 5 perechi de boi. Bine, pe atunci bou nu era ca în ziua de astăzi. Bou de astăzi este altfel de bou decât bou de atunci. <coughs> Boul de astăzi mai puțin valoros ca au apărut roboții. Înainte boul era foarte important, era ca motorul diesel. Deci era uh, o mișcare economică extraordinară. Cine avea cinci perechi de boi chiar avea o pornire de dezvoltare economică de deosebită. Își era lui la timp, era și altora, chiar însemna producție mare. Iar să ai cinci perechi de boi să poți să ieși între că boul mănâncă destul de mult că de asta ai boul. Uh, presupunea o investiție și o lucrare interesantă pentru vremea aceea. Deci nu contestăm că omul acesta chiar a făcut o achiziție și o afacere deosebită. Dar să o pui în comparație cu întâlnirea cu stăpânul, comuniunea cu, cu stăpânul la cină și să consideri că boul era mai important, prezența boului în viața ta e mai importantă decât relația cu stăpânul, cu Dumnezeu, cu jertfa de iubirea lui, este exagerat este un proverb românesc aici, ai cu, tine, cu cine te aduni ca să nu cumva să te asemeni cu acestea, cumva parafrazat. Deci dacă tot îți pui în bou, de ambou, ai să nu cumva să ajungi să semeni cu aceștia și dacă vei fi tratat ca azare, să nu te super la un moment dat. De aceea, faptul că a cerut iertare politicos nu prea mai mângâie pe nimeni. Categoric, această iertare n-a intrat la inima stăpânului, care s-a întunecat puțin. Un al treilea spune lucru și mai interesant. Zice, mi-am luat femeie și pentru aceasta nu pot veni. Oare să fie femeia o împotrivire, o potignire în calea comuniunii dintre om și Dumnezeu? De unde nebunia aceasta? Și-a luat femeie. Foarte bine, te-a împlinit. Nădejdea și nezorința vieții tale are un nou început, o pornire. Bucură-te, poți să o aduci și pe asta, sau cere permisiunea. Și categoric, femeia, dacă este într-adevăr într-un suflet cu tine, se va bucura dacă tu mergi să dai cinste stăpânului și te întorci, că doar nu mergi în altă parte, mai știu unde, să-i strânești delozia, ci îi admirația și respectul și cinstea. Categoric, faptul că te-a o femeie, dacă este o femeie spre cinstea numelui tău, nu poate să fie o cauză care să te împiedice să te apropii de Dumnezeu. Este ca și când știu cineva, un prieten, te îndeamnă să vii duminica la Sfânta Liturgie. Și tu zici, nu pot, că mi-a luat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Păi Toma, acum îl vezi după masă, îl vezi mâine, îl vezi în o zi de lucru, îl vezi oricând. Și pe Dumnezeu îl vezi oricând, dar nu-l simți niciodată cum îl simți duminica la Sfânta Liturghie. Mai ales dacă ești pregătit și te și împărtășești. Când ai șansa să fii sclipitor, omule, de ce ești naiv? Ce-ți ajută ce ți folosește, ce îți dăruiește naivitatea. Stimul acesta de naivitate nu e de la Dumnezeu, nici de la îngerii buni, ci de la cel rău. Și nu-ți va folosi, te va bat jocuri și te va arunca la un moment dat. Și vei plânge și vei zice că Dumnezeu este aspru. Nu, Dumnezeu este corect. Și este chiar milostiv, mai mult decât merităm. Dar noi suntem tare încăpățânați și tare întunecați uneori. <coughs> Azi, dacă aici nu poți să vin la Sfânta Iturghie, pentru că mi-a luat 15 perechi de boi, și sunt ocupat. Câți nu refuză sau amână să vină la Sfânta Liturghie pentru că lucrează duminica și trebuie să meargă la patron sau să meargă nu știu unde sau să facă cumpărături sau nu știu o grămadă de treburi trebuie să făcute duminica. Chiar de când spunea cineva toată ziua, în fiecare zi a săptămânii alerg duminica uh, sunt liberă, am o grămadă de treburi de făcut și pentru casă. Tocmai duminica. N-ai să le faci cu spor, nu o să-ți ajungă, nu o să te împlinească. Sfântul tău va tânji după Dumnezeu și se va usca încet, încet se va ofili. Când va fi prea târziu să-i dai seama, dar atunci de unde putere să-ți revii și să te restaurezi? De aceea este foarte important lucrul acesta. Nu mai zic și al treilea exemplu, să nu vii duminica la Sfânta Iturghie pentru că ți-a luat femeie. Pentru că familia nu te lasă. Sau te împovărează. Sau te obosește sau ai alte treburi în familie, cum vine lucrul acesta? Iați toți copiii, toată ea și femeia și toată familia și vină la biserică și bucură-te împreună în stare de rugăciune cu îngerii și cu toți ceilalți creștini și cu toți creștinii de pe fața pământului. Și chiar dacă nu poate să vină unul sau altul, vină tu și când mergi înapoi acasă, duci harul și binecuvântarea Duhului Sfânt pe care le a dobândit în Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie. Acesta este un mod de viață sănătos, echilibrat, armonios, mod de viață care nu duce la, bo la boală, care respinge boala și suferința de dezechilibru, un mod de viață de luptă, dacă vreți, pentru că viața este o luptă și trebuie să ne luptăm, însă trebuie să luptăm lupta cea bună. Am trecut puțin peste momentele de dialog cu cei invitați, cu cei poftiți, în mod special, mai din timp și afând toate acestea, slujitorul, cum v-am zis, s-a întors la stăpân, cam cu mâna goală, cum se spune, și a spus stăpânului tot ce a auzit, pentru că și el se temea de ce a auzit și de ce să se întâmple, pentru că nu s-a aștepta probabil. S-a aștepta probabil îngerul acesta, mesagerul acesta, să fie primit cu bucurie de cei poftiți și abia să, să se aștepte să-i să vadă cum se bucură și vin la invitație. Cred că nu se aștepta să fie respins și într-un mod atât de ridicol și naiv. Atunci stăpânul s-a mâniat, stăpânul casei și a zis slujitorului său. Deci vedeți, prin comportamentul nostru putem să bucurăm stăpânul sau să-l mâniem. Scrie undeva în Sfânta Scriptură că bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Noi suntem aceia și în măsura în care te întorci prin pocăință la Dumnezeu, din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea, din tot cugetul tău, atunci și îngerii și tot cerul se bucură și nu numai că se bucură așa superficial și uh, fără valoare, ci se încântă și te ajută prin rugăciuni și prin puteri. Cu cât te întorci mai sincer și mai puternic, cu atât ești mai ajutat de tot cerul. Sunt prietenii tăi pe calea aceasta. Numai că aici vedem și reversul în măsura în care nu te întorci prin păcăință la Dumnezeu, la stăpânul cerului, la tatăl tău, la casa ta. Cerul este casa noastră. Spune și Eminescu în Lucian Forum. Dumnezeu se întristează, poate, dar îi spune un cuvânt mult mai, mult mai greu. Stăpânul se mânie. Deci mânia este un program, un afect care prin comportamentul nostru îl putem provoca și în inima lui Dumnezeu. Și e periculos. Dacă un om de nimic, un golan, un dezordonat, când se mânie, poate să facă mult rău și să aducă multă suferință și multă durere, dar oare puternicul, stăpânul, cel care gestionează tot, a creat tot, tatăl întregii creații, dacă noi îl provocăm la mânie, oare suntem noi în stare să stăm înaintea lui? cu ce vom sta înaintea mâniei lui? când nici pocăință nu mai este ca să-l bucure și nici astfel de curăție. De aceea, stăpânul casei ce că mâniindu-se, a zis slujitorului său, a zis său alte cuvinte decât prima dată. Și a zis, ieși de grabă în piețele și ulițele orașului și săracii și betegii, orbii, șchiopii, adu aici. Deci face o a doua invitație, acum stăpânul, altul fel de oameni, oamenilor care nu erau poftiți dinainte, nu erau într-o stare de pregătire, cel puțin teoretic. Nu aveau nădejde dacă vor fi invitați. De aceea avea o viață fiecare după cum putea. Și ne arată că ce erau aceștia? Erau șchiopi, orbi, betegi, săraci. Deci erau neputincioși, toți erau incompleți într-un fel sau altul. Căutau și ei o viață, o cale spre adevăr, dar o căutau după mintea lor, după puterea lor, după cum bătea vântul istoriei. <coughs> erau într-o căutare că în timpul vieții fiecare caută ceva. Dar erau incomplet și neputincioși. Arată, semnifică, semnifică, imaginea pe care ne oferă. Fiecare nu era complet. Ba era orb, ba era șchiop în gândirea și în lui, poate chiar și în trup. Dar pentru perspectiva veșniciei, importantă este așezarea Sufletului și caracterul. Deci, oamenii aceștia nădăjduiau în viață, voiau să găsească calea vieții ce ne sănătoase și echilibrate, armonioase, veșnice, dar nu știau cum și erau într-o căutare, și căutarea lor era neputincioasă, că nu aveau reper, nu aveau o comuniune chiar continuă cu stăpânul, așa cum aveau cei poftiți care erau într-o relație oarecare cu stăpânul, de aceea erau tot timpul într-un stare de, de, așteptare, de stand-by, numai că la momentul potrivit n-au fost pe fază. Și auzind de că sunt invitați, au venit toți și au intrat în casă, la cină. Au bucurat slujitorul și au bucurat și stăpânul. Doar că slujitorul ce observă? Că s-a întors și s-a întors la stăpân, a raportat ceea ce s-a întâmplat și a zis totuși, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit. Deci aceștia s-au dovedit ascultători, au respectat și au împlinit porunca ta. N-au cârtit, n-au comentat, nu s-au împotrivit. Nu ne așteptam, dar aceștia au fost chiar buni înaintea lui Dumnezeu. Căutau adevărul pe diferite căi, se pare că erau sinceri și erau luptători în această căutare. Poate că chiar căutarea i-a zdrobit și i-a rupt în variate situații, așa cum îi găsim, orbi și surzi și ciunci și betegi și săraci și neputincioși. Și asta este de, de, bun folos. Așa cum spune Mântuitorul în altă parte, cel ce vrea să-și salveze sufletul, ținându-l deoparte, îl va pierde. Dar cel care își va rupe sufletul pentru Evanghelie și pentru numele lui Hristos, îl va dobândi. Și uite că oamenii aceștia s-au rupt în bucăți, luptând pentru o viață, poate, în armonie cu creația și cu Creatorul, și când se aștepta mai puțin, a venit îngerul, slujitorul Domnului, și le-a luminat calea și au ajuns să facă parte din cina Domnului, ceea ce este important. Dar ce spune slujitorul? Doamne, s-a făcut cum ai zis, cum ai poruncit, dar mai este loc. Tot mai este loc. Este o cântare frumoasă, mai este loc, pentru că încă mai vin generații. Nu știu dacă suntem una sau ultima sau aproape, dar ă, suntem aproape, așa că trebuie să fim atenți la această chemare la cina Domnului. Tot mai este loc, dar nu trebuie să ne bazăm pe lucrul acesta, că nu se știe niciodată până când. Atunci stăpânul a zis către slujitor, dacă mai este loc, ieșiți la drumul și la garduri și cilește pe toți să intre ca să umble, umple casa mea. Deci scopul este umplerea casei Domnului pentru cină când va veni Domnul la cină, prezența trebuie să fie completă și să fie împlinită. Și pentru aceasta merge și la garduri și la drumuri. Ce fac oamenii de la garduri? Oamenii se apără cu gardurile de alții. Ce se apără? Proprietățile. Sunt cei care au înțeles poate fals viața crezând că dacă acumulează multe lucruri și le pun sub protecție, sub lacăt, sub gard, va fi bine pentru ei, dar s-a văzut că nu este bine. Lucrurile se schimbă, lumea e trecătoare, acumulăm toată viața și când zicem că este ok, vine un glas de la Dumnezeu și spune, nebune, astăzi se va lua sfletul tău și întotdeauna plecăm nepregătiți, iar ceea ce am adunat rămân altora care se vor, le vor sfâșia și le vor întinde ca câinii și vor călca în picioare și numele nostru și uite așa, din răutăți în răutăți, mulțim întunericul pe pământ. De ce? Pentru că nu ascultăm. Cei de la drumuri sunt cei care sunt pe drumuri și pe acei pe drumuri ce fac? Vorbesc tot timpul. Tot felul de flecărel, de bârfe, de cuvinte ușoare. Deci cei care sunt pe drumuri nu au timp să sedimenteze un înțeles, să meargă în profunzime. Nu au cum să-l simtă pe Dumnezeu în cuvintele și în gândurile, în faptelor. Pentru că n-au liniște, n-au pace. Drumul este întotdeauna un loc, un loc de trecere, un loc superficial, un loc bătătorit. Sămânța căzută pe drumuri nu face rădăcină pentru că e călcată în picioare, adică e disprețuită de cuvinte ușoare și vine pastărea cerului cel rău și o ciugulește, o consumă și o aruncă la gunoi și în felul acesta se pierde. Este completarea printr-o altă pildă. Cert este că acești slujitori au făcut ascultare și dacă așa a zis stăpânul, că stăpânul știe ce simte și știe ce zice, au mers și la drumuri au mers și la garduri și au mărturisit de chemarea la cină. Veniți că s-a apropiat împărăția cerurilor, cum măturisea însuși Iambătătorul și Mântuitorul după aceea. Pocăiți-vă și oamenii au înțeles și au venit. Și se pare că s-a umplut casa stăpânului. Stăpânul s-a mai și zis după ce a poruncit să cheme tot felul de oameni ca să îi umple casa și bucuria lui să fie de plină. Cina nu poate o fi oprită și Cina se va desăvârși, se va derula, își va urma cursul istoric și cei care s-au silit și au vrut și au vrut de să ajungă, vor ajunge, iar cei care au disprețuit-o și nu au avut încredere în stăpân și în puterea cuvântului său, o vor pierde când se vor aștepta mai puțin. Momentul de cină, spune în altă parte, Mântuitorul vine ca un fur noaptea, oricât am fi de pregătiți. Mântuitorul, venirea sa va fi prin surprindere. Și acum, de exemplu, suntem pe fața Pământului miliarde de oameni. E o nebunie culturală, existențială, economică, financiară. Toată lumea așteaptă, cred că se impun schimbări mari, schimbări imense, schimbări globale. Veniri sau întâlniri de grade înalte. Toți sunt cumva pregătiți pentru ceva extraordinar, ceva deosebit. Și totuși când va veni Mântuitorul, Asta înseamnă Dumnezeu pe toți aceste toate aceste miliarde care se, sunt cumva pregătite sau în o așteptare oarecare, îi va lua în surprindere și va fi interesant de tot pentru cel care nu s-a pregătit din timp ca fecioarele înțelepte și vor avea o surpriză care îi vor, le vor arde sufletul pentru veșnicie ca fecioarele neînțelepte, care și ele fiind fecioare și iubite de mire, dar din neatenție au fost surprinse nepregătite, deși știau că vine Mirele și tot știm și ar trebui să-l așteptăm, au crezut ele că pot să se pregătească la modul intensiv, că multe pe pământ încep să se facă așa la modul intensiv peste noapte, mergea în timpul vieții în relație de pe pământ, dar uite că cu Mântuitorul n-a mai mers și au pierdut pe ultima sută, cum să spune și este mai tristețe, că să știți că n au pierdut un eveniment sau un moment sau o zi sau o întâlnire, au pierdut pentru veșnicie. Așa este creat Sufletul, spun oamenii de știință. Să vrea să dispară și nu poate. Este o energie specială față de care știința de pe pământ nu se poate apropia. Pot doar să constate că există, că are o putere interesantă în el și că nimeni nu poate să-l cerceteze, nimeni nu poate, să, nimeni nu poate să intre. Poate cel rău să-și pună pe cetea și să intre chiar și în mărunta ale trupului. Știm de la Iov, când Demonul a cerut autoritatea asupra omului și Dumnezeu a zis, pot să. Pui mâna pe bogăția lui, pe viața lui, chiar și pe trupul lui, dar să nu te atingi de suflet că nu poți să ajungi aici, nu ai voie. De aceea demonul se învârte în jurul omului ca un întunecat și nu poate ajunge la sufletul omului, deși îl râvnește în toate felurile dorind harul și bucuria și energia necreată care ține în viață veșnică acest suflet, tânjește după el ce mărturisește stăpânul, vă spun, zice, niciunul din oamenii aceia poftiți la cină nu vor gusta din cina mea. Deci, stăpânul este bun, este cu minte, este cum se cade, este iubitor. Pentru oameni, pentru cei poftiți, a pregătit această cină ca să se bucure și să se împlinească, să se simtă deosebit, să se simtă asemeni stăpânului, stând la aceeași masă. Dar pentru refuzul lor, pentru disprețul lor față de această bunătate, vor fi respinși pentru veșnicie. Oameni fără minte care disprețuiesc lumina unei veșnicii sănătoase și preferă întunericul din ambiție, din căpoșenie, din disprețul pentru valoare în lumea și în viața în care trăiesc. Bineînțeles că va fi pentru ei multă tristețe și suferință. Fără pocăință, nicio iertare nu atinge sufletul nimănui. Dragi prieteni, Dumnezeu să vă binecuvinteze!